La cererea locuitorilor din cartierul Tineretului, dar și pentru evitarea comerțului în condiții improprii, pe trotoare și la scările de bloc, municipalitatea din Giurgiu a decis să amenajeze o piață țărănească de fructe și legume, o piață volantă deschisă la fiecare sfârșit de săptămână. Un lucru bun dacă stăm să ne gândim că acest lucru ar mai îmbunătăți imaginea cartierului. Deși piața a fost dată în folosință în urmă cu mai bine de două săptămâni, este mai mult goală decât plină. Chiar dacă ne aflăm la sfârșit de săptămână și comercianții își pot vinde marfa aici, aceștia preferă să vândă tot la colț de stradă din cauza taxei percepute, dar și a condițiilor create. Oamenii spun că nu primesc pe marfă cât trebuie să plătească pentru tarabă. Nu vine. De ce? Fiindcă e prețurile prea mari, pe ce ne ia 96 lei? Dacă noi nu avem, nu venim zi de zi. Pe ce? Și nici condiții nu sunt. Deci umbrele nu sunt, stăm pe jos și ne cere tot 6 lei? Pe ce? Păi am văzut că acum au adus tarabe, au adus umbrele. Acum, după ce venim pe aici? Așa vă, după ce venim și stăm pe acolo, alea sunt umbrele? Pe așa mi-aduc umbrela mea de acasă și e mai mare decât aia. Deci mi-a acoperit toată taraba. Așa mi se strică roșia, mi se strică brânza, mi se strică laptele, mi se usucă porumbul și nu-l dau. Și mi-a și 6 lei. Dar pe ce? Pe degeaba? Așa mai bine mai mult că acolo și stau și pe aici, pe acolo, pe unde pot. Dumneavoastră ați fost până acum acolo în piață? Da. Am fost acolo ieri și am pus pe jumătate de tonetă, că n-aveam mai fost de tonetă, înțelegeți? 6 lei. Păi nu era nici 8 ceasuri, vin la ora 8 să ne iei 6 lei pe tonetă. Păi acum zic că aici că vine la sâmbătă și duminica pentru țăran, da? Și acum e 6 lei. Pentru o jumătate de tonetă mi-e 6 lei, da? Fiind domnul și mai târziu pe la 9, 8, jumate. Noi când să venim? La 7 să venim, nu? Nu să venim la 5 noapte în cap. Ce facem la 5? Cine vine noi la ora 5? Că nici dracu' nu-i păstrează la ora aia. Deci, e corect. Nu ți-ai pus, uite așa, marfa, să vând, dăm bani. Da. Și am plecat. Am venit aici la chinezul, am văzut un țică verdeață, am avut acolo niște dobrecel și 10 porumbi. Mi-am luat și eu 200 de mii. Piața volantă este destinată exclusiv producătorilor care își vor demonstra această calitate prin actele necesare. Cei interesați pot depune cereri pentru desfășurarea activităților comerciale în piața centrală, urmând să le fie puse la dispoziție tarabe din fibră de sticlă și mese de plastic și totodată vor dispune de apă potabilă și de spații conforme. Chiar și în aceste condiții, noua piață reprezintă o altă investiție practic inutilă, atâta timp cât tarabele stau goale pe domeniul public, iar comercianții stau cu marfa pe trotuar.